v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vorbim în sfârșit despre parfumuri, dar nu despre orice fel de parfumuri, ci despre acelea care au în compoziția lor prezente notele de cafea. Am ales pentru videoul de astăzi șase astfel de parfumuri care conțin aceste note din colecția mea și sper eu să vă placă alegerile mele. De ce nu să mi-scrieți și voi în căsuța de comentarii ce astfel de parfumuri cu note de cafea cunoașteți și vă plac? Dar, înainte de a începe, vreau să vă spun că nu voi insista prea mult asupra notelor acestor parfumuri pentru că le voi afișa pe ecran în dreptul fiecărui parfum și de asemenea voi insera cadre cu fiecare în parte pentru a vedea și voi mai bine sticluța și toate detaliile necesare. Știu că videoul acesta va fi dedicat în special iubitorilor de cafea, dar sper eu să fie unul de interes pentru toți cei care iubesc parfumurile. Acestea fiind zise, haideți să începem cu un prim parfum, unul în care simt cel mai puțin nota de cafea. Este vorba despre The Only One de la Dolce Gabbana. Este un parfum despre care știu sigur că v-am mai vorbit, chiar în ultimul clip cu produse terminate. Și asta pentru că am mai avut o variantă travel size pe care am terminat-o de curând și v-am prezentat-o și acolo. O să vă las un cart undeva pe sus să mergeți să-l vedeți în cazul în care nu l-ați văzut până acum. Am aici încă o variantă de 50 de ml. Îmi place foarte mult sticluța acestui parfum. Este elegantă și frumoasă prin simplitatea ei. Are o formă foarte bine definită și îmi plac foarte mult detaliile. Contrastul dintre capacul negru și acest inel auriu este unul perfect. Acum, revenind la acest parfum, vreau să vă spun că este apărut pe piață încă din anul 2018 și se bucură în continuare de popularitate în rândul iubitorilor de parfumuri. Și eu fac parte din această categorie a celor care îl iubesc și vreau să vă spun despre el, că este un parfum gurmand, foarte dulce, sofisticat și că m au uimit foarte plăcut la capitolul persistență. Pe pielea mea persistă foarte bine și mi-a plăcut la nebunie atunci când mi-am dat seama că nu am dat greș cu această alegere. Eu îl văd purtat în acest sezon în care ne aflăm și îl văd purtat și primăvara, atunci când temperaturile nu sunt încă foarte ridicate. De fiecare dată când îl miros, ceea ce resimt în acest parfum sunt notele de vanilie, a spune caramel dar caramelul de aici mă trimite cu gândul la o pară caramelizată și foarte cremoasă și nu în ultimul rând și la notele de cafea pe care cei drept le rezimt foarte puțin. Sunt și ele prezente, dar nu chiar atât de mult pe cât mi-aș fi dorit eu acesta fiind și motivul principal pentru care l-am poziționat pe locul 6 în topul acesta al parfumurilor cu cafea pe care eu le am la momentul actual în colecția mea. Dacă iubiți parfumurile gurmande, dulci, nu locoliți pentru că sunt sigură că este ce trebuie pentru voi. Acordați-i o șansă pentru că este un parfum frumos care persistă foarte bine și are un siaj, a spune, mediu ceea ce nu e rău deloc. Cel de-al doilea parfum, în ordinea intensității notei de cafea, este și el de curând apărut pe piață, Black Opium de la Yves Saint Laurent, varianta Xtreme. Această variantă trebuie să vă recunosc că îmi place mai mult decât cea originală și asta pentru că în această variantă, resimt mult mai intens notele de cafea, și îmi place la nebunie acest lucru. Sticluța este clasică. În acest parfum, nota de cafea este mult mai intensă, mai întunecată, a spune, și resimt mult mai puțin. Florile. Pe lângă notele acestea de cafea, mai simt foarte bine și ceva ciocolată, vanilie. La capitolul persistență și siaj, a spune că stă foarte bine, la fel ca și varianta pe care am tot avut-o în trecut. Este un parfum cald, senzual puțin mai întunecat decât prima variantă și nu știu de ce eu resimt și ușor Spicy. Este un parfum de seară care poate fi purtat la ocazii speciale, cel puțin eu așa am de gând să-l port și așa l-am purtat și până acum. Continuăm cu un parfum care în ciuda persistenței slabe pe care acesta o are îmi place extrem de mult, de fiecare dată când îl miros. Mă duce cu gândul la o cafea foarte cremoasă, fierbinte, după care tânjesc într-o zi mohorâtă de toamnă, așa cum este și aceasta în care filmez eu acest videoclip. Este vorba despre Coffee Break de la Mezo din seria Replica. Am varianta mică de 30 de ml și motivul pentru care l-am cumpărat în această variantă este tocmai cel despre care vă spuneam puțin mai devreme și anume persistența slabă. Știu că este o apă de toaletă, dar având în vedere raport calitate-preț, din punctul meu de vedere consider că nu justifică nici de cum banii. Revenind, totuși, la ceea ce îmi place mie atunci când folosesc acest parfum, aș spune că este latteul meu cu vanilie, pe care îmi place să-l folosesc în acest anotimp și, după cum se poate observa, l-am folosit suficient de mult. De fiecare dată când îl miros, simt, în primul rând, acea notă de vanilie, simt și ceva note lemnoase. Bineînțeles, nota de cafea, care aici este mult mai prezentă, a spune, decât în celelalte două pe care vi le-am arătat mai înainte. Și resimt și un uh, ușor iz de lavandă. Nu mai știu exact dacă are în compoziție, dar eu asta resimt. Îmi place foarte mult pentru că este un parfum cald, ușor spicy, floral și gurmand în același timp. De-a lungul timpului am tot testat parfumuri din această serie replica și de fiecare dată toate au reușit să-mi stârnească amintiri. Și mă bucur că reușesc să fac asta de fiecare dată când le miros. În special acesta, Coffee Break, îl simt pe piele cam 3 ore. Și pe haine durează puțin mai mult, deși ei spun că este un parfum unisex, eu îl văd mai degrabă ca fiind unul feminin, dar este strict părerea mea. Despre acest parfum, aș îndrăzni să spun că este unul ideal pentru acele persoane cărora le plac parfumurile mai intime, mai aproape de piele, care nu vor să fie simțite de la o distanță remarcabilă, și în special potrivit celor care nu sunt deranjați de o persistență de scurtă durată. Și de acum vom trece la categoria grea, mai exact la parfumurile care au într-adevăr o notă de cafea care se resimte din plin și de care ne putem bucura cu toții. Primul despre care vreau să vă spun câteva cuvinte este Ristretto Intens Cafe de la Montal. Am aici varianta de 100 de ml și îmi place foarte mult sticluța acestui parfum, deși este ea puțin cam zgomotoasă. Voi încerca de data aceasta să nu fac foarte mult zgomot. Acesta a apărut pe piață în 2019 și este un parfum gurmand, floral, pe mine mă duce cu gândul la categoria parfumurilor orientale și este și ușor spicy. Per total îmi place foarte mult această combinație inedită. Îl văd purtat foarte bine în acest sezon de toamnă, dar și pe timpul iernii și de ce nu și primăvara, dar atunci când temperaturile nu sunt foarte ridicate. Pentru că este un parfum destul de puternic și nu cred că ne dorim să-i deranjăm pe cei din jurul nostru. Îl văd purtat atât ziua cât și seara la o întâlnire, de ce nu? De fiecare dată când îl miros, resimt din plin nota de cafea pentru că este mult mai intensă, mai întunecată și totodată simt notele de trandafir. Zic eu că aici ar putea fi vorba despre un trandafir roșu, pentru că acest parfum este unul sexy, misterios, elegant, cel puțin eu așa l văd și îl văd într adevăr ca pe o experiență olfactivă unică. Mă trimite cu gândul la o cafenea așezată la o masă rotundă pe care se află o vază plină cu trandafiri roșii, unde mirosul de cafea se îmbină armonios cu mirosul trandafirilor. Este un parfum minunat și de fiecare dată când îl port vreau să vă spun că primesc complimente. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori la muncă și acest lucru nu poate decât să mă bucure pentru că acest parfum este remarcat și, bineînțeles, lăudat. Penultimul parfum este unul recent intrat în colecția mea, are doar câteva zile și pot spune că deja m-am bucurat de el pentru că l-am tot folosit. Este un parfum care mi-a fost de altfel recomandat de curând de către o urmăritoare, chiar aici într-un comentariu la clipul cu colecția mea de parfumuri și așa cum i-am spus și ei atunci acesta este un parfum pe care îl aveam de ceva vreme pe lista mea de dorințe dar nu mă gândeam că îl voi achiziționa chiar atât de repede a fost ceva neprevăzut o decizie luată așa pe moment și mă bucur pentru că este un parfum minunat este vorba despre Coffee Addict de la Teodoros Kalotinis în sfârșit am reușit să pun și eu mâna pe acest parfum, despre care am tot auzit vorbindu-se în stânga și în dreapta, în special aici pe YouTube. Și, într-adevăr, pot să confirm și eu ceea ce au spus și celelalte persoane despre acesta. Are 50 de mililitri și l-am păstrat așa în cutiuță, tocmai pentru a vi o arăta și vouă, dar o să-l scot imediat. Are un ambalaj minimalist, dar îmi place acest lucru, nu mă deranjează. Așa cum îi spune și numele, acesta este un parfum gurmand și într-adevăr numele este foarte bine ales pentru că doar așa mirosindul acesta creează dependență față de celelalte parfumuri pe care vi le-am arătat, care conțin notă de cafea, acesta pot spune că este într-adevăr unul gurmand, este un uh, parfum care mă duce cu gândul la o băutură de la Starbucks, nu știu exact ce, cred că ar putea fi un caramel la te, pentru că ceea ce resim din plin atunci când îl miros este caramelul, cafeaua, acesta știu că a apărut pe piață în 2021 și de atunci se bucură din plin de popularitate. Pe bună dreptate, așa cum vă spuneam, am reușit să mai testez câteva parfumuri de la Teodoros Calotinis și pot să vă spun despre acestea că sunt parfumuri care cer timp. Și spun asta pentru că am tot testat zilele acestea de când le-am primit și mi-am dat seama că ele se transformă foarte frumos după ce se așează pe piele. În deschidere simți anumite lucruri, iar pe măsură ce acesta evoluează și se așează pe piele, îți dai seama că devine un parfum absolut minunat. Și o să vă vorbesc probabil în clipurile următoare și despre celelalte parfumuri pe care le-am testat, și o să vă spun atunci. Despre acela care inițial nu mi-a plăcut absolut deloc, și mi-am dat seama după ce s-a așezat pe piele că este unul extrem de plăcut. Revenind la acesta, pot spune că de data aceasta cafeaua este una extrem de prezentă. Este prezentă pe tot parcursul purtării încă de la aplicare și persistă foarte bine pe piele, pe haine, nu mai zic. Îl văd potrivit pentru anotimpuri rece, toamnă, iarnă. Este un parfum reconfortant, energizant, complex și nota de cafea este cea care adaugă, în opinia mea, caracter și profunzimea acestui parfum. Nu mă așteptam să fie atât de frumos. Și cu siguranță acesta este acel parfum care are puterea să-mi ridice starea de spirit. M-a surprins plăcut și mă bucur că l-am descoperit. Cu siguranță dacă voi mai avea ocazia, voi mai cumpăra și alte parfumuri, pentru că mai am câteva mostre și am mai pus ochii pe câteva. Am ajuns și la ultimul parfum despre care urmează să vorbim dar nu cel din urmă, pentru că acesta este primul în topul preferințelor mele atunci când vorbim despre parfumuri care conțin aceste note de cafea. Este vorba despre ud cafe de la Mansera, acesta are 120 de ml, am varianta full size pentru că nu se putea altfel. Este un parfum care a reușit să mă cucerească încă de la primul puf acesta fi motivul pentru care l-am și cumpărat în varianta aceasta mare, am zis să fiu sigură că îl am. Acesta a apărut pe piață în 2013 și nasul din spatele acestuia este Pierre Montal, cel care a creat și această minunăție. Spre deosebire de acela, pe acesta îl văd mult mai gurmand, îl văd ca fiind un parfum dulce, Simt ceva fructe, cel puțin în deschidere. Este un parfum cald condimentat, și are prezentă și acea notă de cafea, dar este o cafea mai blândă, nu este o cafea neagră. Deși la început eu simt o notă puternică, realistică de cafea, însoțită de ceva note fructate, după ce se așează pe piele, acesta se transformă în ceva floral, care îmi dă o stare de bine, de fericire. Nici n-aș putea să vă descriu ceea ce simt în momentul în care îl port. Are o proiecție genială și cu siguranță iubitorii de cafea îl vor iubi. Și în special vor iubi această deschidere despre care v-am spus. Acest parfum îmi oferă ideea de confort atunci când îl port și este un parfum cu care eu mă înțeleg foarte bine. Cu siguranță, acesta este parfumul meu preferat atunci când vine vorba despre această categorie de parfumuri. Este de asemenea unul dintre acele parfumuri care atrag foarte multe complimente, și dacă nu l-ați încercat până acum, pe acesta chiar vi recomand să-i dați o șansă, pentru că sunt sigură că nu o să vă dezamăgească. Deși ei îl consideră a fi un parfum unisex, eu îl văd mai degrabă a fi potrivit pentru o femeie, pentru că are ceva note dulci care mă fac să cred acest lucru. Acestea au fost parfumurile pe care am vrut să vi le prezint astăzi. Sper că v-au plăcut alegerile mele. Așa cum vă spuneam și în intro, dacă aveți și voi parfumuri cu note de cafea care vă plac și pe care le purtați, o să vă rog să-mi scrieți în căsuța de comentarii care sunt acestea, pentru că îmi face mare plăcere să vă citesc de fiecare dată. Până la următorul videoclip vă las pe aici și cu alte videouri de ale mele în cazul în care nu le-ați văzut. În cazul în care nu sunteți abonați, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să activați și clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori voi posta un nou videoclip. Aveți grijă de voi, eu v-am pupat! Pa, pa!